Scene de groază într-o familie din comuna Peștișu Mic, în urma unui conflict verbal. O femeie în vârstă de 58 de ani a ajuns la spital după ce soțul său a lovit-o cu picioarele, iar mai apoi a atacat-o cu un cuțit. În acel moment, femeia a apucat cu mâna lama cuțitului în încercarea disperată de a se apăra de soțul violent și s-a ales cu tăieturi. Pe numele bărbatului a fost întocmit dosar penal pentru violență în familie, iar polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu față de atacator. Ca urmare a cercetărilor, polițiștii au stabilit faptul că în data de 26 martie, în jurul orei 23, în timp ce se aflau la domiciliul conjugal între cei doi soți, a izbucnit un conflict verbal, în urma căruia bărbatul și-a lovit soția cu picioarele și apoi cu un cuțit, provocându-i leziuni în zona palmei drepte. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de violență în familie și au emis un ordin de protecție provizoriu față de bărbat.